Bună ziua! Vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitații la briefingul nostru de presă de astăzi. O zi cu ploaie, o zi cu belșug, aș spune eu. O zi în care noi, Partidul Național Liberal, depunem candidatura pentru Consiliul Județean Neamț, pentru președinția Consiliului Județean Neamț și pentru lista de consilieri a Partidului Național Liberal pentru Județul Neamț. Țin să le mulțumesc pe această cale zecilor de mii de nemțeni care ne-au dat semnături de susținere pe care le-am depus astăzi la Biroul Electoral Județean, oameni care cred în valorile noastre, în valorile liberale și oameni care ne sunt alături. Sunt convins că foarte mulți alți nemțeni care poate n-au reușit să semneze sunt alături de noi și ne susțin. O să rog pe colegii mei, pe domnul primar de Piatra Neamț, Andrei Carabelea, să vă spună câteva cuvinte, domnule primar. Bună ziua tuturor! Sunt alături de colegul și prietenul meu, George Lazăr, pentru a da un semnal astăzi, pentru că astăzi și în toată această perioadă vom lupta pentru ca pietrenii să înțeleagă că Piatra Neamțul și proiectele de modernizare ale orașului au nevoie de un parteneriat corect între Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean. Și am încredere că din data de 9 iunie, Piatra Neamțul va fi ajutat să implementeze proiectele de modernizare, va fi ajutat să gestionăm problemele de sănătate și să ne asigurăm că rezolvăm pas cu pas problemele de la Spitalul Județean și vom materializa un spital județean nou pentru pietreni, pentru nemțeni. Vom rezolva problema apei și problema transportului public. Acestea sunt cele mai mari trei probleme ale municipiului Piatra Neamț și nu avem astăzi niciun cuvânt, nicio șansă de a gestiona și de a administra aceste probleme și de a le soluționa, pentru că suntem împiedicați sistematic și aceste probleme sunt gestionate exclusiv de Consiliul Județean Neamț. Din 9 iunie, problemele acestea le vom rezolva împreună, în parteneriat. Doamne, succes, ajută, mulțumesc, George, Andrei! Succes, echipa PNL! Mulțumesc, Andrei! Să rugi pe domnul senator Eugen Țapu să vă spun câteva cuvinte. Bună ziua! Bine, vă urez bun venit la briefingul nostru de presă. O să vă spun că din data de 9 iunie, 100% George Lazăr va fi viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț. Despre domnia sa vă spun doar atât, e un tânăr avocat de 43 de ani, dar, deși este foarte tânăr, are o vastă experiență administrativă. A fost consilier municipal la Roman, un mandat de viceprimar al municipiului Roman, două mandate de prefect al județului Neamț. În cel de-al doilea mandat a reușit un lucru excepțional, spun eu, a reușit oameni buni să aducă înapoi acasă cheile bicazului. Bravo, George! Actualmente ministru secretar de stat în Guvernul României, așadar îmbină experiența administrației publice locale, experiența administrației publice regionale și experiența administrației publice centrale. De aceea este cel mai bun și cel mai potrivit candidat pentru președinția Consiliului Județean Neamț, pe care îl va și câștiga. Cu Dumnezeu înainte, vă spun clar că din 9 iunie vom avea în persoana lui George Lazăr președintele Consiliului Județean Neamț. Mulțumesc, domnule senator, domnul deputat. Da, bună ziua, vă salut și eu sunt împreună cu echipa Partidului Național Liberal, susțin din toată inima și cu toată credința candidatura domnului președinte George Lazăr, pentru că prin această candidatură și prin votul nemțenilor din 9 iunie vom aduce Romanul acasă înapoi în județul Neamț. El a fost trimis de actuala și vechea conducere a Consiliului Județean în pribegie. A fost trimis să rătăcească prin diferite alte județe și în momentul să-l aducem acasă. A lipsit de la masa repartizării fondurilor de către Consiliul Județean, a fost cenușăreasa județului, acest municipiu care asigură 51% din PIB-ul județului Neamț. Împreună cu președintele George Lazăr, cu echipa de consilieri, vom dezvolta un centru logistic, un centru de afaceri, un parc industrial la Roman și multe alte proiecte legate de autostrada A7 și autostrada A8, municipiul Roman fiind cel mai mare oraș care se află cel mai aproape de intersecția celor două autostrăzi. Și pe cale de consecință va avea oportunități importante, iar acestea nu trebuie pierdute, pentru că oportunități puse în practică, în mod judicios și pragmatic la Roman, aduc plus valoare întregului județ.
Așadar, cred în echipa Partidului Național Liberal, care vine cu oameni competenți, cu oameni care au probitate morală și profesională, oameni care au un background, așa cum am spus, care dovedește că au făcut ceva în viață, în familie, în profesie și sunt pregătiți să vină la decizia privind principalele proiecte pentru județul Neamț, împreună cu George Lazăr, viitorul președinte. Credeți că această zi de lansarea candidaturii este și un drum care pe 9 iunie, când se vor finaliza alegerile cu acel scrutin, vor anunța George Lazăr, președintea Consiliului Județean Neamț, iar Partidul Național Liberal, cu o echipă competentă și profesionistă în noul for ales, va aduce valoare județului, va aduce valoare fiecărei localități tratată în mod egal, echidistant, în mod democratic și liberal. Vă mulțumesc și mult succes, PNL! Pentru că plouă, nu o să vorbesc foarte mult. Le mulțumesc colegilor pentru susținere, îi mulțumesc actualului și viitorului primar al municipiului Piatra Neamț, prietenului meu Andrei Carabelea, pentru întreaga susținere și pentru tot ce a făcut în Piatra Neamț. Îi mulțumesc colegului și prietenului meu, domnului deputat Laurențiu Leureanu, viitorul primar al municipiului Roman. De altfel, noi, liberali, îi mulțumesc și domnului senator Eugen Țapu, un om care de la început a fost alături de echipa liberală, alături de mine și am făcut lucruri bune împreună. Le mulțumesc tuturor colegilor care și-au asumat să candideze în numele Partidului Național Liberal în cele 83 de localități și sunt convins că acolo unde astăzi avem primari liberali se vede acest lucru, se vede prosperitate, se vede dezvoltare, se văd investiții, se văd fonduri europene atrase și fonduri guvernamentale și sunt convins că după 9 iunie în toate localitățile în care Partidul Național Liberal va câștiga alegerile, aceste lucruri vor fi vizibile în mandatele pe care aceștia le vor avea cel puțin 2024-2028. În spate am o întreagă echipă, o echipă frumoasă, o echipă de oameni adevărați, de oameni care își iubesc județul Neamț, de oameni care cunosc administrația locală, de oameni care au expertiză în domeniile lor de activitate. O să citesc pe scurt lista. George Lazăr, numărul 1 pe lista DCG. Numărul 2, Valentin Stavarache, consilier județean, administrator de profesie, economist, Ișciuc Mihaela, Ardeleanu Silviu Bogdan de la Bicaz, administrator și economist, domnul Ciocrănoaie Andrei de la Târgu Neamț, inginer, domnul Catrinei Dumitru de la Roman, șef de agenție teritorială are Renamț, domnul Stoica Mihai Doru de la Târgu Neamț, jurist de profesie și om de afaceri, Crețu Gheorghe Laurențiu de la Piatra Neamț, antreprenor și inginer de profesie, Țapu Năzare Vlad George, director economic, om de afaceri, Istrate Mihăiță de la Bicaz, manager, om de afaceri, Blaga Lucian de la Piatra Neamț, om de afaceri, Meraru Ioan de la Piatra Neamț, om de afaceri, director de vânzări și economist, grădinarul Marius Cristi din Piatra Neamț, șef centru operațiuni de gaz grid, inginer de profesie, om de afaceri, Mocanu Mihai Andrei, administrator firmă de la Costișa, domnul Mircea Beloiu de la Roman, inginer economist și om de afaceri, Misailă George Ștefan, administrator, om de afaceri de la Piatra, domnul Bereșoaie Pavel, actualmente primarul Comunei Ghereiești și în viitor consilier județean, domnul Mocanu Toader, om de afaceri de la Târgu Neamț, domnul Grosu Dumitru Corneliu, om de afaceri, inginer topograf Roman, domnul Berescu Iordan, om de afaceri, consilier juridic de la Roman, doamna Barna Claudia Mihaela, profesor de la Târgu Neamț, domnul Tămăslăcaru Valentin, inginer silvic de Târgu Neamț, doamna Soceana, inspector general ajunct zona Rediu, Cosma Florin Mihai, manager om de afaceri de la Dumbrava, Băcăvanu Pătrașcu Cătălin, om de afaceri și director economic tehnic la companie zona Bahna, Crișan Lazarov Loredana, jurist din zona Alexandru cel Bun, Blaga Maria, profesor din zona municipiului Piatra Neamț, domnul Popa Ioan Lucian, șef SVSU de la Tarcău, doamna Pavel Mihaela, profesor în învățământul primar de la Crecoan, Creșmariu Ioan, operator economic de la Bodești, Ștefan Adrian Mihai, expert în administrație publică, economist, Piatra Neamț, Stoianoviș Daniel, inginer programator, Timișești, Bălan George Alexandru, este om de afaceri, municipiul Roman, Savin Vasile, de la Roznov, este jurist de profesie, A. Petre Bogdan, director economic, director tehnic, inginer în construcții, zona Piatra Neamț, om de afaceri, Bulai Iosif Fermina, director, școală, profesor, Bostan Petru, din zona Borca, șef șantier, maestru în construcții, om de afaceri, Abalintoaie Carmen Rozina, este tehnician în chimie industrială, Ioniță Ioana Miruna, specialist în comunicare, consilier birou parlamentar, Stoian Ionuț Gabriel, este student, avem și tineri mulți pe listă,
Costache Mădălina, student masterant, economist de profesie, Bucălău Andrei Sebastian, tehnician în zona artistică, din Neamț Alexandru Rareș Adrian, director și profesor la bază. Asta este lista de 43 de colegi cu care Partidul Național Liberal a depus-o astăzi, cu care candidăm. În spate aveți și mare parte a candidaților noștri la funcția de primar, primari în funcție în județul Neamț. Ne propunem să câștigăm alegerile și 100% vom câștiga alegerile în județul Neamț, pentru că după 10 ani, după un deceniu aproape în care Partidul Social Democrat a condus, și știți foarte bine cu toții cum a condus acest județ, vorbim de peste 400 de milioane de euro, bani europeni, finanțări europene pierdute, ratate, fie că vorbim de program operațional infrastructură mare, apă și canalizare, 311 milioane de euro, fie că vorbim de proiectele care au de modernizare a Spitalului Județean Neamț, aproximativ 80 de milioane de euro, și exemple pot continua, cred că a venit timpul să ieșim din sfera ghinionului, din sfera neșansei în județul Neamț și avem nevoie de o administrație adevărată, o administrație care gândește pentru dezvoltare. Vă spun doar principalele trei obiective majore: parteneriatul la municipiul Piatra Neamț cu Andrei Carabelea, George Lazar, primăria municipiului Piatra Neamț, Consiliul Județean Neamț, pentru construirea și cu un spital nou și modernizarea spitalului actual. Vorbim de investițiile în infrastructura mare, vorbim de autostrăzile A7 și A8 care tranzitează zona Romanului, vorbim de drum expres și variantă ocolitoare la Piatra Neamț, unde la fel vom munci împreună și în echipă pentru a se realiza aceste deziderate. Vorbim de zona turistică pe care ne propunem să o dezvoltăm de la Piatra Neamț până la Bicaschei, până sus la Ceahlău, la Borca și cu Ținutul Mănăstirilor, coborând în zona Târgu Neamț. Îmi propun să câștigăm alegerile astea locale din 9 iunie, în primul rând pentru nemțeni și pentru a da un suflu nou județul Neamț, pentru a duce județul Neamț acolo unde e locul, între orașele, între județele de top ale României, un județ în care tinerii să rămână acasă, să-și găsească locuri de muncă, în care să ne dezvoltăm ca într-o familie, în care să fim unii lângă alții, și la bine și la greu, dar să ne obișnim de acum, că destul am fost la greu, să fim și la bine. Doamne ajută, cu gândul cel bun, într-o zi binecuvântată de Dumnezeu, PNL, victorie! Doamne ajută! Vă mulțumesc frumos!